Vă salut, prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi, la Misterele Istoriei, aflăm povestea celui mai bogat român din toate timpurile, Nicolae Malaxa. Magnatul și-a transferat toată averea în America. Americanii i-au avut pe Andrew Carnegie, John Rockefeller sau pe frații Vanderbilt, în timp ce România l-a avut pe Nicolae Malaxa, unul dintre cei mai mari industriași și mai bogați oameni din istoria țării. Nicolae Malaxa a pus bazele la dezvoltarea economică a României, însă comuniștii au confiscat toate uzinele, astfel încât acesta a fost nevoit să mute afacerea în Statele Unite ale Americii. După anul 1989 s-a vorbit foarte mult despre averile naționalizate ale marilor industriași ai României și despre demersurile făcute de moștenitorii acestora pentru recuperarea bunurilor care au fost confiscate de stat. Unul dintre aceste cazuri, cel mai elocvent și care a implicat cele mai mari fonduri restituite urmașilor, este cel al industriașului Nicolae Malaxa, cel mai important și influent, dar și cel mai controversat om de afaceri al țării în perioada interbelică. Prin eforturile sale, Malaxa a pus România pe harta industrială a Europei, însă viața sa este prea puțin cunoscută pentru impactul pe care l-a avut în societate, motiv pentru care vă relatăm povestea lui Nicolae Malaxa. Dezvoltarea puternică a căilor ferate române, uzinele Faur și Republica, fabrica de ulei Bârlad, IORE București și multe alte realizări au un numitor comun, Nicolae Malaxa. Cel care avea să devină unul dintre marii, dacă nu cel mai mare industriaș român din interbelic, se năștea la 10 decembrie 1884 în Huj, fostul județ Fălciu. Prin comparație cu un alt mare industriaș, Braga Diru, Nicolae Malaxa provenea dintr-o familie înstărită. Tatăl său, Costache Malaxa, era un negustor de succes, în timp ce mama sa, Elena Ruxandra, provenea din neamul de boieri Bădărău sau Bălălău, bunicul său fiind spătarul acestui neam, ocupând un rang înalt la curtea domnească. Când vine vorba de origini, Nicolae Malaxa este aromân epirot din partea tatălui, străbunicul său fiind primul care a venit în Moldova în a doua parte a vieții, mai exact în jurul anului 1818, conform istoria. Numele de familie, deși pare neobișnuit, dovedește că familia sa are vechime în meșteșugării și industrie. Malaxa provine din termenul latin malaxare, care înseamnă amesteca, însă în cultura aromână, acest nume era atribuit celor care meșteșugăreau, deosebi care erau olari. La acea vreme, familiile înstărite își îndreptau copiii către școli înalte și mai apoi meserii din sfera umanistă, precum dreptul sau finanțele, însă faptul că industria din România începea să scoată capul la suprafață i-a făcut pe părinții lui Nicolae Malaxa să se opună acestui trend, astfel încât tânărul a urmat cursurile politehnicii din Karlsruhe, Germania, una dintre cele mai performante din întreaga lume. După obținerea diplomei de inginer, Nicolae Malaxa a revenit la Iași, unde a primit susținere din partea părinților când a pus bazele primei sale afaceri, fabrica de ulei Mândra din Bârlad, prima de acest fel din țară, fiind deschisă și în ziua de astăzi, ființată în anul 1912 și provenită dintr-o investiție inițială, o presă de ulei acționată cu abur produs de o locomotivă, realizată în 1909. În industria uleiurilor vegetale existau la acel moment fabrici concurente la Bacău și Galați, însă în zona Bârladului, unde se cultivau cu rezultate foarte bune oleaginoasele, nu exista așa ceva, iar Malaxa a intuit că Mândra, un nume ales se pare de la o idilă locală pe care ar fi avut-o industriașul, va fi un succes. Tot la Bârlad, el înființează în anul 1911 un atelier de prelucrări mecanice prin așchiere, axat în primul rând pe strungărie, o turnătorie și un atelier de reparații auto, în ciuda numărului redus de mașini din țară de la acea vreme. Atelierul avea însă clienți fideli. Aici erau reparate mereu mașinile stațiunii de mecanizare agricolă Zorleni, prima de acest gen din vechiul regat,
și mașinile Regimentului de Transporturi Auto Regina Maria, primul regiment auto din armata română. Însă, ascensiunea lui Nicolae Malaxa abia de acum începe. Tot la Bârlad, Malaxa a înființat, în această perioadă, o școală de ucenici unde tinerii care absolveau școala primară erau instruiți pe banii lui. Acesta se ocupa și de cazarea în regim de internat și de costurile de trai ale acestora, cu o singură condiție, ca tinerii să se angajeze apoi la fabrica de ulei sau la atelierele mecanice. După pierderile și distrugerile din primul război mondial, România se afla în plin proces de reconstrucție și un element crucial al acestei reconstrucții era rețeaua de căi ferate, care suferise avarii grave. În urma luptelor și a bombardamentelor, grație viziunii sale, Malaxa a achiziționat un teren biran la marginea Bucureștiului, loc unde a înființat la 3 august 1921, la vârsta de 37 de ani, un atelier de reparații de locomotive și producție de șine de tren. România nu dispunea de producție de fontă de calitate comparabilă cu cea de peste hotare, motiv pentru care saboții de frână erau comandați de la fabrici din străinătate. Anulările de comenzi, întârzieri și alte momente neașteptate dădeau adesea peste cap planurile CFR. Malaxa a începuse să fabrice saboții de frână cu materie primă importată pentru căile ferate române, fapt care l-a îmbogățit pe industriaș și l-a propulsat în cele mai influente cercuri din țară. Afacerea s-a extins și în apropierea Titanului de azi, unde începând cu 1923 ridică de la zero o uzină, uzina Malaxa, cunoscută și sub numele de Faur. Uzina Malaxa a fost dată în funcțiune în 1927, iar un an mai târziu aici a fost finalizată prima locomotivă cu abur Malaxa. Uzina era dotată cu aparatură și unelte de înaltă calitate, produse în Germania, întocmai ca la fabrica de ulei și atelierul din Bârlad. La început aici au fost angajați 180 de muncitori, calificați germani, care să instruiască pe cei români și să înceapă producția de locomotive. Încetul cu încetul însă, germanii au fost înlocuiți cu români pregătiți și instruiți in-house. Și mai impresionant este că, în plină criză economică mondială, Malaxa tocmai vânduse locomotiva cu numărul 100, dar și că la Malaxa se asigura întregul necesar de locomotive pentru toată România. Iar din 1930, toate componentele locomotivelor erau produse în țară, nimic nu era importat. Uzinele Malaxa, devenite după naționalizare 23 august și mai apoi Faur, au fost ani la rând de talonul industriei românești, o mândrie inclusiv pentru regimul comunist. Cum spuneam, în 1927 uzinele au fost date în folosință, iar un an mai târziu, de pe poarta lor, ieșea prima locomotivă cu abur produsă de Malaxa. Tot în același an, acesta beneficiază din plin de prevederile unei legi prin care se încuraja dezvoltarea industriei naționale, act publicat în Monitorul Oficial numărul 57 din 13 martie 1927. Pe lângă uzinele Malaxa, industriașul a înființat, ca și la Bârlad, o școală de ucenici, iar în câțiva ani, numărul angajaților de la uzină depășea cifra de 8.000. În anul 1933, în plină criză economică mondială, uzina Malaxa livra locomotiva cu numărul 100. Pe lângă atelierele de material rulant și uzina Malaxa, s-a construit și fabrica de țevi fără sudură din oțel Malaxa Tube, viitoarea uzină Republica, cea mai modernă de acest tip din Europa, având în vedere că aici a fost implementat în premieră, în afara SUA, procedeul de laminare Stifel. În anul 1936, uzinele Malaxa produc prima locomotivă diesel românească, iar locomotivele produse în România de industriași deveniseră cele mai puternice din Europa și unele dintre cele mai căutate în lume. De altfel, aceste produse au obținut recunoașterea internațională la expozițiile de la Belgrad, în 1937,
ci de la Milano în anul 1940. În anul 1938, Malaxa livrează către CFR primul lot de 28 de locomotive diesel. Așa se face că la sfârșitul anilor 30, România ajunge să nu mai importe nicio locomotivă de fabricație străină, iar CFR achiziționa numai de la uzinele Malaxa. Tot în această perioadă, Malaxa își intensifică contactele cu politicienii, asupra cărora se spune că a exercitat o influență puternică, relațiile industriașului ajungând până la nivelul regelui Carol al II-lea, cu care devenise prieten foarte apropiat. Se pare că Malaxa s-a folosit de serviciile lui Puiu Dumitrescu, pe atunci secretar particular al regelui Carol, prin sponsorizarea acestuia, industriașul reușind să stabilească relații apropiate atât cu regele Carol cât și cu Elena Lupescu. Iar după concedierea lui Dumitrescu, Malaxa a stabilit același tip de legături cu succesorul acestuia, Ernest Urdăreanu. Desigur că prieteniile cu politicienii nu erau dezinteresate, astfel că guvernul i-a acordat numeroase credite de stat cu avans de capital, iar la final statul îi asigura cumpărarea producției solicitate. Se estimează că întregul concern Malaxa avea în perioada de până la începerea celui de-al doilea război mondial circa 98% producție livrată către stat, cu profituri situate între 300 și 1000%. Bineînțeles că o parte din acest profit se întorcea la prietenii din politică, inclusiv la Carol al II-lea, sub formă de donații și acțiuni, dând naștere la ceea ce unii istorici au denumit un fond de rulment al corupției. Spuneam că în 1933 apare fabrica de țevi fără sudură din oțel, Malaxa Tube, tot în București. Vorbim despre cea mai modernă fabrică de țevi din Europa, fiind prima fabrică de pe continent care a implementat procedeul american de laminare Stiefel. Malaxa a făcut investiții și în construcții, a colaborat cu arhitectul Horia Creangă, nepotul lui Ion Creangă, blocul Malaxa Burileanu, fiind considerat astăzi clădire de patrimoniu. La Malaxa, angajații se bucurau de unele dintre cele mai bune condiții și privilegii de muncă din țară. Primeau masa gratuit, aveau parte de asistență socială, primeau uniforme și echipamente de protecție individuale și dispuneau de vestiare și săli de duș. Nu e de mirare că în scurt timp, uzina Faur avea să primească zilnic pe porți peste 8.000 de angajați, educați și instruiți de Malaxa. Din grupul lui industrial au ajuns să facă parte uzinele Tohani Zărnești, magazinele unite de fierărie din Galați, dar a deținut și acțiuni importante la Astra Arad, uzinele și domeniile de fier Reșița, Iore București sau Unio Satu Mare. De asemenea, Malaxa a fost un susținător al învățământului, prin contribuția la dezvoltarea unor școli și biblioteci, cât și un susținător al științei, literaturii și artei. Este cunoscut faptul că omul de afaceri a subvenționat timp de mai mulți ani Societatea Scriitorilor Români și implicit publicarea unor opere originale. A sprijinit direct editarea monumentalei lucrări Enciclopedia României. A ajutat numeroși tineri talentați, deveniți ulterior oameni de știință recunoscuți pe plan internațional, cărora le-a dat burse de studii sau pe care i-a recomandat unor savanți și oameni de cultură din Europa. Demn de remarcat este faptul că Nicolae Malaxa s-a îngrijit și de problemele sociale ale muncitorilor, asigurându-le, cum spuneam, salarii mai mari decât în alte uzine, asistență socială și medicală, masă la cantină, și echipamente performante de lucru. Malaxa a fost finanțator al aproape tuturor partidelor politice, inclusiv al Gărzii de Fier și al Partidului Comunist Român, fost simpatizant al Mișcării Legionare și, prin aceasta, a pătruns în cercurile politice și economice germane. În 1941, Malaxa a fost acuzat de colaborare cu Mișcarea Legionară și simpatie cu Garda de Fier, motiv pentru care a fost persecutat de regimul Antonescu, uzinele sale fiind naționalizate sub numele de Rogi Feresa. Ca
urmare a bombardamentelor din 1944 care au lovit capitala. Conducerea uzinei rogifere s-a luat decizia de a muta în spatele frontului o parte din atelierele fabricii de muniții de artilerie și armament, mai precis în împrejurimile haltei CFR Sibiel, punct de oprire a trenurilor personale, la 24 km vest de Sibiu, în mărginimea Sibiului, lângă pădurea Bărcul Roșu. În momentul arestării lui Ion Antonescu, din 23 august 1944, construcția halelor de producție fusese aproape terminată, însă proiectul a fost abandonat. După 23 august 1944, Nicolae Malaxa a fost un apropiat al noului premier Petru Groza, instalat de sovietici, asta după ce făcuse parte din camarila regelui Carol al II-lea. Motivul era simplu. Malaxa fusese pedepsit de regimul antoneștian, astfel că Malaxa și începuse fuga peste hotare, transferând sute de milioane de dolari în bănci americane. La 11 iunie 1948, uzinele Malaxa și restul proprietăților sale au fost naționalizate, uzinele fiind denumite 23 august și fiind privite ca un motiv de mândrie și un simbol al luptei muncitorești. Comuniștii l-au păstrat însă pe Malaxa pe postul de consultant specialist. Acesta a profitat de momentul în care a fost trimis într-o delegație comercială la Viena și nu a mai revenit în România, emigrând apoi în Statele Unite și stabilindu-se la New York. Malaxa a cerut drept de rezidență permanentă în SUA. În anul 1948, senatorul republican Richard Nixon, viitor președinte al SUA, a încercat să introducă în Congres o lege care să-i permită industriașului să obțină dreptul de ședere pe teritoriul american, dar Congresul s-a opus. Deși a încercat să revină în afaceri, Malaxa nu a mai avut parte de succesul de care se bucura în România, în lipsa comenzilor de la stat. În 1951, Malaxa, bun prieten al lui Nixon, a deschis în orașul natal al acestuia compania Western Tube, care nu a produs însă niciodată nimic. În 1965, americanii decid expulzarea lui Malaxa și acesta risca să fie deportat în România, unde comuniștii îl condamnaseră la moarte în absență, motivul fiind că a produs armament și muniție pentru armata română când țara era aliată cu Germania nazistă. Malaxa moare de bătrânețe tot în 1965 la New York, înainte de a fi expulzat. În realitate se pare însă că Malaxa încercase de multe ori să părăsească România, dar nu a putut obține pașaport. În anul 1945, la uzinele din Reșița, finanțate tot de omul de afaceri, a fost construit primul automobil românesc. În 1946, fiica lui Nicolae Malaxa, Irina Malaxa, s-a căsătorit cu savantul George Emil Palade, singurul român care a primit premiul Nobel pentru fiziologie și medicină în anul 1974. Cei doi au plecat în același an în Statele Unite ale Americii, unde George Emil Palade urma să-și continue studiile, cei doi având ulterior doi copii, o fată, Georgia, și un băiat, Philip. Să spunem că fiul industriașului, Constantin Malaxa, i-a fost coleg viitorului rege Mihai, pe atunci mare voievod de Alba Iulia, în clasa a 8-a de liceu, care funcționa la Palatul Regal în anul școlar 1939-1940, alături de doar alți doi colegi, Mircea Iomnițiu sau Ioanițiu, fiu de librar de la Cartea Românească, și Walter Heltman, fiu de profesor. Malaxa a câștigat ulterior și favorurile regimului comunist, după intrarea României sub controlul acestuia, bazându-se pe statutul de persecutat al regimului Antonescu, un sprijin care i-a permis, cum spuneam, să transfere câteva sute de milioane de dolari în bănci americane, un nou moment în care spiritul anticipativ al omului de afaceri s-a dovedit întemeiat. De asemenea, a obținut înapoierea trei dintre fabricile sale pe care anterior regimul Antonescu nu le înapoiase și în plus i s-au dat compensații de aproximativ un milion de dolari pentru profiturile pe care le-ar fi realizat în cei trei ani precedenți
dacă aceste fabrici s-ar fi aflat sub controlul său. În 11 iunie 48 a venit naționalizarea, lui Malaxa fiindu-i confiscate absolut toate proprietățile, care au devenit în timp entități simbolice ale luptei clasei muncitoare împotriva exploatatorilor. După ce a emigrat în Statele Unite, la New York, fiind trimis într-o delegație comercială la Viena, Malaxa a fost condamnat la moarte în contumacie de regimul comunist pentru crime de război, producția de armament din timpul războiului fiind considerată în folosul agresiunii împotriva URSS și condamnat de asemenea de colaborare cu legionarii. După ce îi se respinge inițial dreptul de rezidență permanentă în SUA, acesta obține într-un final cetățenia, încearcă să creeze noi afaceri, dar se pare că lipsa comenzilor de stat nu i-au adus succesul scontat. Mai mult după ce autoritățile americane îi află trecutul politic, Malaxa se află în pragul expulzării, ales pornind de la un memoriu al CIA adresat FBI la 11 mai 1948, în care erau devoalate multe afaceri necurate ale acestuia. În cele din urmă, demersul autorităților americane nu s-a finalizat, fiindcă Nicolae Malaxa a trecut la cele veșnice în anul 1965 la New Jersey, Statele Unite ale Americii. După anul 1989, nepoții lui Nicolae Malaxa, Georgia Palade van Duzen și Philip Palade, și soția altui nepot decedat al industriașului Lorin Ilan Malaxa, toți trei locuind în SUA, au solicitat statului român despăgubiri de peste 310 milioane de dolari americani în schimbul tuturor proprietăților confiscate. În septembrie 2006, statul le-a emis titluri de despăgubire în valoare cumulată de 1080 de miliarde de lei, circa 360 milioane de dolari americani, care au fost transformați în acțiuni la fondul proprietatea. Defalcat, despăgubirile au fost acordate astfel: 622,5 milioane de lei pentru uzinele Faur, fostă uzină Malaxa, 384,7 milioane de lei pentru uzina Republica, fostă uzină de tuburi și oțelării, și 73,3 milioane de lei pentru combinatul siderurgic Reșița, fostele uzine și domenii de fier din Reșița, potrivit Rador. Dragi prieteni, atât pe acest subiect. Vă mulțumesc ca de obicei pentru atenție și vă aștept cu drag și data viitoare. Pe curând!